Am revenit, băieți, după un meci de Rivals, am revenit, un meci care s-a terminat 4-4, nu s-a dus cu 2-0. Bă, l-am condus eu cu 3-2, m-a condus el cu 4-3 și 4-4. Finalul, mizerie de meci, o nebunie. Am făcut banii de încă un jumbo. E așa că, haideți să vedem cine va da. Nu știu ce au băgat acum la ora 8. Episodul să apară doar dacă e ceva mișto, dacă nu, nu are de ce să apară. Da, Juan Camilo Hernandez. Băi, interesant. 99 pace, deci nu se ma balance 99. Rebalance 99. Trebuie să-i dai ceva pentru ball control în orice caz. Cred că marksman. Da, bine, nu mai stai pe 4-4. Hai mid. Hai mid 4-3. Grea decizie. Dar asta e Marcelo cel vechi, dar hai să vedem dacă doar asta au băgat acum la ora 8. La Liga Upgrade. Da, doar atât au băgat la ora 8. Dar repede pe Footbin. Până intru eu pe Footbin, haideți să vedem și ce rămâne standard 23. Squad de 83, un squad de 85 cu Team of the Week or Team of the Season, ceea ce nu-mi place. Ceea ce nu îmi place. Ideea e că acest card arată foarte bine. Îi dai un marksman. Îl fac în 99 reactions, 95 ball control, 99 dribbling. L-a pus pe pase, dar tu te gândești că ai merge 4 cu 3 ăla. Până mai citesc eu pe aici comentarii, haideți să deschidem și jumbo-ul. Nu ceva? E că pare cam scump ăsta să-l faci cu un Team of the Week, al doilea squad mi se pare foarte scump. Pentru un asemenea jucător nou aș da banii, îl am pe Vardy, ce mai întrebi ăsta? Ce așa, Vardy are 4-4, are 3-3, pardon. Deci asta e problema, hai să-i dăm aici din nou. La bal sau la spital să vedem ce ne rezervă EA Sports. Workout. Toți? Măi, toți sau nu e toți? Argentina. Bilia 91. Bă, măcar e toți. Măcar e toți. Ne-a dat lupta Bilia de la echipa asta. Nu știu ce echipa e, guys. Caragiumruc. 56 de nici măcar nu e cardul lui în joc, ați văzut? De Ligt în spate. Trebuie să-i crească un pic prețul. Nici nu știu ce să zic, de jucat oricum n-ai cum să joci cu el. Poate că n-arată rău deloc pe un Shadow, dacă ar fi avut reactions-urile mai sus, era super perfect. Mad Mate. Da, 56 de cap pare, cum ar fi. E că s-ar putea să mai fi crescut prețurile pentru că de 60 ceva. Deci cere, tot cer jucătorii, toți garantat. Pentru orice SBC dintre ăsta își cere toți garantat. Cu la 61 de K. Hai să vedem aici repede primul rând de jucători până pe la Stindl pe acolo. Restul îi băgă în la SBC, normal. Facem un player pick, am mai făcut câteva după ce am oprit episodul trecut. Nu știu, vreau să văd dacă prind aceste episoade, dacă vă plac. Dacă le urmăriți, dacă nu, nu are să mă mai complic să filmez chiar tot ce fac. De fapt, nici nu știu dacă ajung până la Stinger, nu ajung până la Stinger. Aici ce mă mai învăr la 83-urile astea, canale și region, atât. Poate Paco. Eu că spaniolii costă, nu știu de ce costă, dar sunt aici în prețuri. Poate cere jucători din Spania la SBC-uri și probabil de aceea sunt un jucător spaniol, adică prețurile mai mari la ei. Paco Alcacer. A, mi-a dat un, am uitat să vă zic, mi-a dat un jucător din Player Pick de 87 overall Busquets, da, Busquets mi-a dat de 87.
Care, na, e relativ închis. Ăștia băgăm în club. Ăla s-a vândut instant sau s-au vândut alții? S-au vândut alții. Uite, dacă mai vine și posta cu 60 de K, mai facem un jumbo. Hai să-l băgăm repede, guys. I-am ieșit, nu vă mai stresez cu aceste clipuri scurte. Chiar sunt curios dacă o să le urmăresc pe lumea fără să fac reclamă la ei. Deci v-am zis, mi-a dat Sergio Busquets și din celor din 85 player pick ăla din La Liga, garantat, e Modric. Mai dat un Isco, un Felipe, un Trippier, Pepe de la Market. Mamă, erau și mizerile astea, mă. Eu am uitat de mizerile astea. Asta e partea tare, știi? Nu știu, știu. Gen jucător special, mă. De poate facem două. Hai să-i băgăm pe ăștia aici. Portar americanez ăsta. Cum fac chem între ei? Dacă ai pe Germania, cât știu și uite că au făcut băieții bun. Ce mai facem unul, le deschidem pe amândouă. Mamă, ce meci am avut cu băiatul ăla, deci nu mi-a venit să crezi la ce. Ce meci am avut cu băiatul ăla, știu, avea un nume de echipă profesionistă, dar nu cred. Bine, jucam mișto, avea și el Kaká, la cardul lui Kaká, pe care l-am și eu, 91 Prime ăsta. Și am dat gol cu el și el. Dar mi s-a părut că s-a mișcat super bine la el Kaká. Nu mai știu ce a avut, nici n-am filmat meciul. Uite, de asta le filmez, că mă uit la ele după aceea și văd ce am greșit, ce mai trebuie să învăț, să lucrez și așa mai departe. Dar ăla am văzut că e destul de scump. Hai să vedem dacă... A, uite, sunt fix jucătorii de care aveam nevoie. Partea bună e că am și mult am astea, am loyalty pe ei și pot să-i folosesc. Hai, avem vreo unul, mai forțăm, să fie 3. Un Cucurela cu ceva. Cucurela. Hai să vedem, băgăm aici cât se poate. Nu știu, tot sper la un Varan, nu știu de ce am presimțirea asta. Varanul ăla și ce mi-a venit mie pe el, că șansele sunt infime, nu? Astea sunt 5 formi. Asta nu-l afișu cum e pe her. Agla, Fundimus. Mai trebuie un jucător, cred. Îl pun pe Herrera, da, în cască. Am făcut și clămăstriu și mi-au ajuns băieții. 3 bucăți, guys, astea au fost ultimele 3 player pick-uri din La Liga. Începem cu cel din mijloc. Îl iau, să fac un SBC, probabil fac cu tot. Îl iau, țin dublură. Hai, hai să vedem aici celelalte picuri. Lucas Vazquez la Madrid. Bine, bă, aia zic.
Aia zic. Bine-s. Cred că nu e cam, dacă era cam, ce rupe acolo, oricum rupe. Uitați-vă ce bine arată. Ce-l joci pe ăsta, frate? Îl joci în 5-3-2 bandă. Bine, bă, hai zic, hai tu, hai, bine, Lucas Vasquez, hala Madrid. Da. Și da, guys, a meritat vizionarea până la sfârșit. Merită, mă zic. Ce-s Lucas Vasquez? Băi, mi-a plăcut pe Kir mult de tot, iar poate schimbăm formula, poate revine un Neymar în banda stângă. Nici nu știu. Trebuie Varane în apărare, trebuie un Courtois. Courtois am văzut că e destul de ieftin. Courtois am văzut că e sub 100 de ca să-l faci. Poate de cam Neuer, aș lua Courtois ăla, sincer. Pare interesant. Băi, deci ăsta RW. Nu prea merge, că nu prea are cu cine să facă chem doar. Aici nu se dea niciodată chem. Nu știu. O idee. O idee doar. Chestie de genul. Să văd dacă. Cât ar sta? Cred că în 7 ar sta, nu? Papelul ăla nu prea-mi place, nu mi se pare expirat. Comparativ cu Vasquez, uitați aici, doar pe aici ce mai e de Mbappe peste Vasquez și atât. Put bin, haide să verificăm repede, repejor, repejor. My account. Locul lui Mbappe sau neapărat în locul lui Mbappe, ci poate și ceva în locul lui, sau în locul lui Fekir, o chestie de genul. Să combinăm. Bun. Am zis aici Lucas Vasquez. Este de ca. Nu-i mult, dar nici puțin. Pe RF, băiatul stă în 7, chem într-adevăr. 7 chem dacă iau un spaniol pe Bundesliga sau un neam pe La Liga ca antrenor. Băi, și arată interesant. Arată foarte interesant. Îl pregătim pe Vasquez pentru poziția de RF. Bun, îmi place. Nu știu ce ar trebui să dăm pe el. Uite aici pe card. Eu aș gândi la un engine, sincer. Nu știu, mi se pare ok. Mamă, oamenii au dat Ancoran și Hawk. Ok, dacă îi dau Ancora, îl pustează, mamă, e fundaș de bandă. Are 4-4, nu? Mamă, deci e Buendia 2 ăsta la cum arată, efectiv. Mamă, și cum arată cu ancora aia. Șapte chem nu mai e așa distractiv. Bun, și oamenii au mai dat hoc. Deci sunt două tipuri de oameni. Cei care dau hoc și îl folosesc atacant, cei care dau ancora și îl folosesc fundaș. De aia că dacă îi dai o ancora, într-adevăr ar merge bine, 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 rău de tot pe CDM, guys. CDM și să ne scape jocul de un Bruno ăsta prea anticipează, frate, pe super kick Bruno. Se pare mai mobil decât de Renato. Nu mai găsesc aici așa Bruno. Care nu prea are, doar agil, are doar reactions. Ăștia doi urmează să cam dispară de pe aici. Din echipă. Vreau să văd la asta. Asta are plus 10, nu plus 9, cât arată acolo. Arată foarte bine. Da? Am comentat la ai mei? Asta trebuie... Da, mă, guys, și cum am putea noi să-i facem aici pe băieții ăștia să aibă chem în strips? Va de genus.
iar m-a dat peste cap formația. Ar putea să-l folosesc chiar în 4-5-1. Ca să-i dau safe roll. Bun. Ar face 10 chem din start aici și nu mai-mi pas. Să bag aici un rămân. Dar nu, frate, că ăsta e rămân, nu am treabă. Adică și dacă folosesc chestia asta ar fi decent. Deci mi-ar trebui o icoană iar neapărat. Lmă. Asta dacă joc aici, să joc în 7, o să-i dea plus 5 la pace, se duce ok. Se duce ok și în pace. Problema e că o să-mi sară joc un Bruno sau un Renato. Bun. Deci merge orice jucător pe Spania, orice lămă, guys. De lămâ pe Spania, hai să vedem repede un lămâ pe Spania. Deci ar juca Renato Sanchez cu Lucas Vazquez CDM. În versiune, orice versiune, LMLULF la Liga Spaniei. Top 5 la Liga Santander. Rămâneze Hazard, UCL Live, da. Nu. Carrasco. Rodrigo nu l-am făcut. Barenețea ala. Eu ușor transformăm echipa în La Liga. Hazard 400 de cana, nu convinge Hazard. Toate că arată bine, bine. Arată bine, totdeauna. Asta la 400. Ca până atunci ne mai gândim ce facem cu echipa și cum o modificăm, guys. Uitați să apăsați butonașul de like, pentru că în sfârșit ne-a dat și nouă ceva. Să fac un SBC oricum pentru a scoate de acolo Buschețu. V-am lăsat, guys, pa, pa!